Blag a afirmat că după ce președintele Traian Băsescu își va finaliza mandatul, nu mai vede vreo care de colaborare politică cu acesta. El a precizat că nu dorește ca din partidul rezultat din fuziunea PNL-PDR să facă parte actualul șef al statului, deoarece acesta nu trebuie să rupă bucăți din PDR pentru a forma PMP. La sfârșit de mandat al lui Traian Băsescu, PSD este mai tare ca în 2004. Asta e viața, din nefericire pentru România. Iar această dispută între domnia sa și Victor Ponta, această mocirlire a discursului, a făcut să discutăm despre orice în campania pentru europarlamentare, nu despre ceea ce trebuia să discutăm. A mai argumentat Blaga. De asemenea, Blaga a exclus discuții cu reprezentanții PMP pentru colaborare politică, deoarece nu vede rațiunea de exista a acestui partid. Liderul PDL a precizat că fuziunea dintre PD și PLD s-a discutat cu pumnul în masă și nu în modul în care se discută în acest moment cu PNL, pas cu pas pentru unificarea dreptei. El a afirmat că nu poate discuta cu Elena Udrea pentru că nu-i place ipocrizia dusă la maximum. Ce va face Elena Udrea? Nu mă interesează, pur și simplu nu mă interesează. Că va candida? Eu cred că da. Dânsa face ce vrea și nu ce-i spune președintele. Hai să fim serioși. Știu asta de ani de zile. Totdeauna Elena Udrea a făcut ce a vrut, din acest punct de vedere, a afirmat Blaga.